Astăzi suntem cu Zabela în pustietate. Bela, știi de ce suntem aici astăzi? Nu am nici cea mai mică idee de ce suntem aici, dar îmi place că am putut să-l aduc pe Mărții. Exact, l-ai adus pe Mărții și eu sunt aici pe Marcel. Mergem înspre castelul din spatele meu. Nu știu dacă tu vezi până acolo, dar avem un castel în spate și ținând cont că e un castel, noi trebuie să mergem cu cai. Okay? Mama, dar cât e de mare. Ok, dar să nu intri, te vino mai în partea asta, dar să ai grijă că e lava acolo. Dar înainte de toate, trebuie toată lumea să meargă să apese pe butonul de like. Așa că mergeți extrem de rapid să apăsați pe butonul de like dacă mai doriți episoade. Și, bă, de fapt, stai puțin. Un like înseamnă o zi în plus la vacanță, Bela, nu? Da. Exact. Deci mamă, vă duceți la școală de Crăciun. De Crăciun. Bun, hai, intră cu mine aici. Vino după mine în partea asta și aici te așteaptă ceva, Bela. Este un ecran unde eu am pregătit pentru tine, Bela. Nu fi chiar așa de uimită, fii atent. Uite, putem să le legăm pe Mărții și pe... Uite aici, poți să-i prinzi în partea asta pe amândoi. Te prindi, te rog, pe amândoi, uite aici. Okay. Uite sus defensul ăsta. Ok, perfect, pentru că noi avem treabă, Bela, fii atentă. Deci eu vreau să zic ție o chestie. Eu ți-am pregătit ție niște videouri legate de Minecraft și cu mai exact ce scrie pe ecran. Vezi ce scrie acolo? What's wrong in this video? Exact, ce este greșit în acest video. Practic eu am strâns mai multe clipuri cu chestii greșite în Minecraft, chestii subtile, și tu va trebui să ghicești ce este greșit în acest video. Și pentru fiecare chestie tu o să primești... Ce să primești? 50 de lei îți dau 50 de lei pentru fiecare chestie greșită. 50 de lei, da, exact. Bun, ești pregătită? Mi-ai dat greu? Nu ți-am dat greu, Bela, unde suntem aici? La școală? N-am făcut un test. Doar că trebuie Bine, să iau... Mă duc până la baie. Ok, du-te la baie, că eu acopăr repede aici comentariile ca să nu se vadă. Pentru că tu poți să vezi... Tu poți să vezi aici comentariile dacă mă întreb pe mine. Bun, perfect, așa e, gata. Mamă, ce perfect. Uite ce aici facem așa, exact cum am făcut și cu Irinel. Băi, vreau să zic că Irinel i-a fost foarte... Bă, s-a descurcat super bine. Chiar s-a descurcat super, super bine. Bun, perfect. Îmi zici tu când ești pregătită și îi dăm bătaie. Videourile sunt foarte ușoare. Tu trebuie să zici ce este greșit cu videourile, ok? Bine, okay. O să încerc. Hai să-i dăm bătaie. Stai să pun aici pe mut. Ah, ok, e deja pe mut. Așa că primul video este acesta. Ia să vedem. Uite, o să pun așa și o să mă dau așa mai în spate ca să vadă toată lumea mai bine. Opa. Ai înțeles ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ăla nu e. Ăla nu cred că e jungle sapling. Dar ce sapling e ăla? Nu știu, e wag. Nu e wag! Wag, wag, diri, diri, dac, nu e wag. Nu știu, dar de ce nu au crescut liane și a crescut așa mic și urât? Dar nu contează. Deci, ok, ai dreptate, ai ghicit ce e greșit, dar primești un bonus în plus dacă tu ghicești ce este ăsta de aici. Cum se numește copacul alb? Zi repede. Copacul alb... Nu căuta pe internet, mă! Nu caut pe internet, nici n-am mâinile pe birou. Okay. Le țin la spate, că mi-au transpirat. Le ține la spate, așa. Ok, zi. O să mă mișc așa, okay. Ca să-ți dai seama că okay, nu mă uit okay, pe internet. Ok, zi, 3, ce mă gândesc. 2, 1... Vreau să zic un singur lucru, că fii atentă. Acacia? Nu, este birch, 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 birch. Este bărci, este cel alb, ok? Dar ai ghicit ce este... Da, așa arată. Da, ai ghicit practic ce este greșit. Deci hai să trecem la următorul. Ăsta a fost nivelul de bebeluș. Okay. Hai, următorul. Difficulty easy, ia să vedem. Știi ce este aici greșit? Da, nu ai cum să te culci și să pui patul nether. Păi, poate sunt mai multe chestii greșite. Așteaptă și tu puțin. Bă, dar am luat-o cam prea ușor pe Bela, sincer. Minează debrisul. Debris-ul se zice, nu debris. Debris. Deci... cer scuze. Da, nu ai cum, dacă dai click dreapta pe pată, nether explodează, nu ai cum să. Dar tu ai zis că nu știi Minecraft, uite că știi Minecraft. Astea sunt ușoare. Ah, ok. Ești un copil de 10 ani. Ah, ok. Bine, okay. Eu am 12, dar am zis așa că. Bun. Hai să vedem, trecem la următorul, până unde descurci excepțional, sincer. Următorul este ăsta e foarte greu. Asta e foarte, 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 foarte greu, ok? Deci, okay. Hai să vedem. S-a dat mai aproape, bă. Și ce se întâmplă? De fapt, stai puțin. Ok. Deci, l-a lovit. Deci, lovește și își face un turn de 3 Adoquin. Ăla cred că e în spaniolă, Cobblestone, Adoquin.
Da, păi și cum își pune aer în golemul blocul sub el? Că el nu poate să facă așa ceva. Cum nu? Nu vezi că face? Nu poate, în Minecraft nu poate. Iron Golemul doar da așa cu mâinile spre tine. Puh, te bate, nu poate să-și pună nimic sub el. Bă, deci ok, cred că ți-am dat chestii prea ușoare. Hai că ești pregătită pentru alea grele. Deci tu până acum ai 150 de lei, Bela. 150 de lei de bomboane. Mamă, numai bomboane? Ok, hai să vedem următorul. Deci scrie aici sus așa, ia să vedem, știi engleză? If she knows what's wrong with this video, you pay for her nails. Adică o să-mi dai bani să mă duc la unghii? Așa este, îți dau bani să te duci la unghii. Hai să vedem. Deci, ce presiune mare. Ce presiune mare. Ia să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă, ce se întâmplă, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Ce? Dar eu cred că are legătură cu găina aceea care trebuia să moară dintr-un singur hit. Ok, păi a murit dintr-un singur hit. E moartă? Eu n-am văzut-o. Ba da, ba da, ba da, ba da, uite-te, uite-te. Și nu-mi dau seama dacă și-a luat prea puțin damage când a căzut. Dar nu cred că și-a luat, pentru că are o inimă în plus. Dar totuși eu cred că și-a luat. Are, asta are feather. Mi s-a stricat feather... sabia. Ok, a dat bun. A sabia în găină, da. Și nu și-a luat niciun pic de... Ok, mamă, vezi că asta a fost bună, asta, pentru că în video ăsta sunt două chestii care sunt greșite. Tu ai ghicit una dintre ele, dar e una mai mare de atât. Mai e una mai mare de atât, e una mai huge de atât. E o chestie mai vizibilă, Bela! Păi nu știu ce, că trebuia să cadă în apă, nu știu. Ideea este următoarea, da, ai ghicit bine chestia aia de acolo, dar eu există o probabilitate să aibă unbreaking pe sabie și de aia să nu se fi dus... durabilitatea. Păi și de unde să știu ce înceantă? Da, exact, așa este, n-a video să știm chestia asta. Dar chestia principală era că el trebuie să sară direct în apă, că are atâta apă și uite el, vezi, și-a luat falling damage. Păi am zis asta acum. Da, ai zis la sfârșit, Bela. Păi care? Păi am zis la sfârșit, dar mi se părea banal. Ai zis că e o chestie mai mare. Mă gândeam că trebuie să mă gândesc ca la școală. Ceva mai complicat. Ca la școală, nu? Ok, da, bine. Să-mi pui ambele puncte, ambele... Adică am... Eu zic da, să lăsăm ghici și asta. Eu zic să lăsăm oamenii din comentarii să decide asta, sincer. Și hai să vedem următorul ce avem aici. Ce este greșit cu acest video? Very, very easy. Hai să vedem. Da, eu cred că e direct păcăleală, nu e ușor. E păcăleala de 1 aprilie. Ok, nu mai știu nici eu ce e cu ăsta aici, sincer. Doamne, doamne, doamne. Ok. Atât? Da, asta e tot. Asta este absolut tot. Absolut, absolut, absolut tot. Ieși din față, îi dă un ding-dong la clopot. Păi și da, după... dai de ding-dong cu sabia și poți să-i dai ding-dong doar cu mâna. Nu, poți să-i dai ding-dong și cu sabia. Atunci, dacă poți să-i dai ding-dong și cu sabia... Ding-dong! Uite-l pe Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sau Messi? Sui! Ok, hai, odată de... De fapt de... Ibrahimovic. What? Ok, te mai las o dată să te uiți la el. Deci o dată te mai las să te uiți la el, pentru că de fapt tragi prea mult de timp și tu vezi chestiile. Nu știu ce se întâmplă aici. Chiar nu știi ce se întâmplă aici? Nu știu. Hai că o să-ți zic eu ce se întâmplă. Practic asta e prima greșită și prima pe care nu o cunoști. Deci uite-te unde e el. Vezi unde e el? El este într-un biome. El este într-un sat de oak. Și trebuiau să fie casele din concret, nu? Nu, trebuia să fie casele din același lemn. Uite, vezi lemnul de acolo, lemn de oak. Și ăla este lemn de acacia. Așa e, uite, vezi? Da. Asta e ușoară, păi cine s-a uitat la acoperiș acolo? Cum să răpăi? E prima chestie pe care o vezi! Cum adică cine s-a uitat? E prima chestie pe care o văd, sigur. Bă, Bela, e super ușoară asta. Termină, că asta chiar a fost ușoară. Ok, hai să vedem următoarea. Ce-i greșit cu acest video? Imposibil de ușor. Da, dacă e la fel de ușoară ca aia de dinainte, mă dau bătută. Ok, bun. O să mă pun așa, ca să vadă mai bine. Și hai să vedem. Se culcă și după aia se trezește și merge la mina direct. Deci, da, sunt ușile diferite, m-am prins. Se trezește și sunt ușile diferite și nu doar ușile, și pressure plate-urile din fața ușii, dacă m-am văzut eu bine. Și toată casa e diferită. Bine, mă, și-a dat seama că toată casa e diferită, let's go! Păi chiar m-am mirat, deci am fost foarte uimit când ai zis că doar ușile sunt diferite și pressure plate-ul.
Da, după aia am văzut că e și da, pe eu sunt curios. Portocalii. Da, eu sunt curios dacă schimbă cumva și culoarea geamurilor. La asta nu m-am uitat, ia să vedem. Nu, geamurile nu le schimbe. Nu le schimbă. Bă, tare. Nu le schimbe. Nu râde, bă. Bă, e tare. Chiar a fost interesant asta. Mă bucur că ți-ai dat seama. Dacă nu ți dai seama la asta care e atât de ușor, nu știu la ce să mai te dai seama. Hai să vedem următorul. Ce este greșit cu acest video? Hai să ne uităm la el. Ok. Asta e greu. Asta chiar este greu. Aici chiar trebuie să-ți dai seama, gen, cât de bine cunoști tu Minecraft. Și eu cred că nu știu dacă știi atât de bine Minecraft încât să-ți dai seama ce e greșit aici. Și eu pot să-mi dau seama. A găsit Heart of the Sea într-un chest în deșert și nu e bine să găsească. Și vreau să-mi zică și abonații dacă ei își dau seama de ce este greșit în acest video, pentru că ăsta este unul dintre cele mai grele videouri. Nu. Heart of the Sea se găsește în... Oriunde? Nu, se găsește în chesturi, în chesturile din din comorile găsite în corăbiile alea părăsite. Știi că tu primești o hartă, el are harta, a venit cu harta până aici să sape după comoară. Uite, vezi, el sapă după comoară. Da, sapă după comoară, dar următorul bloc după sand este un bloc din ăsta care indică o piramidă, cumva. Asta chiar nu am văzut, sincer, o să mă uit și eu, dar nu aia e chestia, dar o să-ți mai arăt o dată. Uite, villagerul ăsta de aici probabil că știe, uite villagerul de acolo din comentarii. Da. Ok. Wow, nu-mi dau seama deloc, nu știu, avea mai multe blocuri de sand, trebuie să mă uit de mai multe ori, că nu știu. Ok, pot să zic eu? Sau... Da, ok, deci fii atentă, o să le luăm treptat, ok? Bun. S-au pus 4 blocuri din nisip în inventar și el a spart doar 3 sau ceva. Nu. Deci, fii atentă care este. Deci, fii atentă. Prima chestie principală este că tu nu ai cum să găsești niciodată pește prăjit în inventar. Deci ăsta este cooked salmon. Ok, deci vezi, uite, el are cooked salmon aici. Ăsta de aici, ăla de acolo. Okay. Ăla este pește prăjit. Dar principala chestie, tu ai zis o chestie pe care nici măcar eu n-am văzut-o. Tu nu ai cum să găsești sandstone-ul ăsta cu față de creeper random generat. Ăsta se găsește doar în temple și tu chiar ai avut dreptate și o să-ți dau 25 de lei aici. Da, 25 de lei pentru că nici eu n-am văzut chestia asta. Deci probabil abonații cred că au văzut-o. Ok, hai să vedem următoarea. Ăsta este un video iarăși foarte greu. Minecraft players know what's wrong in this clip. Păi eu sunt începătoare, abia... Hai că ești începătoare, dacă e că ai jucat foarte bine, sincer. Ok, o să mă apropii așa puțin. Uite, ceva de genul ăsta, să vadă și oamenii bine. Și nu mă voi mișca deloc. 3, 2, 1, like în acest moment și bum! Hai să vedem. Deci, sare în apă. Se duce. Aici să știi că te lasă tu de două ori. Ok, minează 8 diamante. Este pe versiunea de Xbox, după cum vedem controlele acolo că se joacă de pe controller de Xbox. Și a minat câte diamante? Păi nu știu, 8 diamante, da. Deci avem 4 sus cu 4 jos. Așa este. Bun, hai să vedem, Bella. E o chestie, bă, foarte ușoară, sincer, chiar foarte, foarte, foarte ușoară. Da, păi nu i s-a luat deloc din viața târnăcopului. Ba da, uite, are durabilitate. Păi care are durabilitate, dar nu i-a scăzut acum când a minat diamantele. Păi da, dar nu ai cum, adică chestia aia vizuală, bara aia verde, aia nu se... Scade greu? Da, aia scade greu, pentru că e diamant, înțelegi? Și diamantul e destul de greu, înțelegi? Ok, hai, te mai las de data asta, că văd că am ajuns la alea mai greuțe, să zic așa. Deschide bă, Zabela, ochii! Dai, deschid! Deschide ochii! Stai, a minat un shard? Un ce? Un shard? Ce shard, mă, ce e ăla? A minat un shard de diamant, măi, ia uite-te la ultimul, ia uite-te acum. Ok. Așa, și uite-te când îl sparge pe la ultimul din colț din... Aba, nu e doar... Wow, a crezut ea că a descoperit ceva, bă. Ei, acum știu că nu pot să ghicesc pentru că e greu, nu înțeleg. Vrei să-ți zic eu? Spune-mi tu. Fii atentă, uite-te la cobblestone-ul din inventar. Când sparge nu se pune. Păi nu are cum să se pună. Uită-te la el.
Uite-te atentă la cobblestone-ul din inventar. Ochii la cobblestone-ul din inventar în 3, 2, 1. I s-a schimbat cobblestone-ul. Da, sigur că eu fix la aia mă uitam. Păi da! Cobblestone-ul din inventar nu este corect. E, cum să nu fie corect că aici îl vezi? Uite-te și tu acolo, uite-te și tu cât a cobblestone-ul, că e 22. Și s-a transformat în 32. Nu m-aș fi uitat acolo pentru că eu credeam că e ceva ce are legătură cu peștera și cu diamantele pe care le minează. Păi da, normal, pentru... Să-mi spui că am minat 8 diamante și mă uitam numai păi la da, diamante. Pentru că eu nu o să-ți zic niciodată chestiile care sunt practic. Îți dai seama? Adică eu o să te induc în eroare de fiecare dată că doar nu o să zic da, mă, uite-te la încapăl da, din inventar. Da, m-ai indus în eroare. Hai să vedem următorul. Și nu mai știu cu ce e asta, dar zice că este mediu. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Să ne dăm iarăși mai așa mai aproape și îi dăm să vedem ce se întâmplă. Chiar nu mai țin minte ce e aici. Chiar nu mai țin minte ce se întâmplă aici. What? Bă, ce se întâmplă? Că nici eu nu mai, nici eu nu știu ce, nici eu nu știu ce e asta. What? Bă, ce se întâmplă aici? Ok. Nici eu nu știu ce se întâmplă aici. Ok, a intrat, a deschis crafting table-ul, a pus un lemn, a făcut bețe, a pus două bețe și a făcut târnășchiop. Târnășchiop, da. Bun. Și ce are în mână? Are o sabie. O sabie, un topor. Nu, nu, nu. Ba da. Ce avea în mână când a ieșit din casă? O sabie. N-avea o sabie. Avea un ou de țestoasă. What? Nu știu ce avea. Ia uite-te vedem. O să zic eu că eu mi-am dat. Deci eu asta chiar nu știam ce e. Dar zic eu ce e greșit. Uite, uite acum ce are. A, e mâna lui, bă. Ia mâna lui. Ok, vrei să zic eu de fapt ce e greșit? Cred că asta e greșit. Că el a venit de la minat cu 4 diamante și el nu are durabilitatea luată din pickex. Cred că la asta se referă. Vrei să ne uităm la comentarii să vedem ce e aici? Da. Că da. Eu chiar sunt curios să vedem. Ok? Zice cineva că n-a pus din asta, cum se numește, lemn sub ambele. Ok, da, bun. Sub ambele uși. Asta am văzut și eu, dar... A, uite-te, his pickaxe has full durability but he has diamonds. Da, deci asta e cam așa și ia să vedem mai aici. N-a pus crafting table-ul. Ok. Da, asta e destul de așa, dar eu chiar sunt curios dacă a pus. De fapt, am văzut și eu că n-a pus sub ambele. Uite, vezi aici da, că nu sunt. Da, ok. Da. Hai să ne uităm la următorul și o să mă duc așa repede. Jap. Ok. Vreau să-mi zic ce e greșit în ăsta. Ăsta nu știu dacă e ultimul, dar ia fi atentă. Ăsta se numește Bine, dar... Ce, ți se pare ceva ciudat? Totul. Totul? Cum adică totul? Mama, a luat Enderman-ul aia. Păi cum să Enderman-ul barca? Cum să... Wow, l-a furat Steve și a pescuit aia, what? Băi! Ia, uite ce e asta. Da, așa e, totul e greșit la videoclipul ăsta și mai avem încă 4 sau 5, hai să vedem. E foarte ușor ce e aici. O să-i dăm direct așa, gen speedrun. Hai. Speedrun. Speedrun, Bella. Speedrun. Păi. Ai fost vreodată pe vreo insulă din astea de micelium? Astea sunt insulele acelea unde se spawnează vacile roșii? Exact, unde se spawnează vacile roșii și ce păi nu și se spawnează. N-ai copaci din ăștia, n-ai copaci. De ăștia? N-ai copaci deloc. De fapt, cred că sunt doar ciuperci și ciupercuțe mici, nu? Stai, ciupercile astea și astea? Alea roșii. Astea? Da, sunt alea roșii și cred că alea mici de pe jos. Nu știu dacă sunt... Oricum copaci nu ai, sunt sigură. Păi și care sunt copacii? Explică-mi, trebuie să-mi spui tu, că eu nu pot eu să-ți dau eu indicii. Păi cum adică care sunt copacii? Copacii sunt aia roz, sakura sau nu știu ce sunt. Da. Și nu-mi dau seama dacă ai și ciuperci de astea înalte, galbene. Eu tind să cred că ai doar ciuperci roșii cu buline. Deci tu zici că-s doar astea. Da, dar oricum copaci nu sunt. Asta e greșit. Da, greșit e că sunt ăștia. Ăștia sunt și ăștia okay, și okay. Deci asta și e singura chestie. Ciupercuțele mici sunt pe da, pământ. Da. Bă, pleacă-mă de aici! Du-te-mă de aici! Oameni, ok. Ok, deci avem așa. Asta este greșit. Bravo, ai avut dreptate. Hai să trecem la următorul să vedem.
Asta e foarte ușor. Nici eu nu mai știu ce e greșit în asta. Ia să vedem. Ce e greșit aici? Nivel easy? Wow, l-am văzut, gata. Am văzut. Chiar am văzut ce e greșit aici. Te pot lăsa să te uiți de câte ori vrei tu. Ce-mi place! Îi dă din săritură cu sabia? Îi dă din săritură, da. Îi dă din săritură, da. Păi și nu se dă din săritură cu toporul? Ba, nu. Și mor așa? Nu, uite când, deci în Minecraft se dă din săritură ca să-i dai critică, uite când sar particulele alea, uite vezi, particulele jap, alea așa portocalii, aia înseamnă critică în Minecraft, uite jap. I-a dat două bucăți de la o vacă, i-a dat două bucăți de carne și știu poate că îți dă mai multă între... bucată dacă ai looting? Nu, poate să-ți dea între 1 și 4. Fără looting? Da, mamă, dar ce știi tu enchantment-uri cu looting și cu dalea, mă, Bella. Ok, tot nu ți-ai dat seama? Doar am auzit de ele. Doar ai auzit de ele, niciodată nu le-ai avut. Ok. Că nu fug celelalte vaci când le bate pe astea? Nu, niciodată nu fug celelalte vaci. Dar de ce sunt fraiere vacile? N-am nicio idee. Vrei să-ți zic eu? Spune-mi că nu mă prind. Copacul ăsta de aici din stânga nu e, n-are cum să se spawneze niciodată aici. E practic copac de spruz care se spawnează doar în zone de zăpadă. Mai uite-te odată. Uite-te și cască ochii, Bella, exact cum ți-am spus, niciodată nu o să fie legat de vaci. Care când... Uite, fii atent, o să pun pauză. Ia uite-l. Ia uite-l. L-am văzut, copacul muntos. Copacul muntos, așa este. Da, bine. Da. Dacă așa ușoare sunt restul până la final, vreau să dau lucrare. Vrei să dai lucrarea? Păi ai dat... sunt grele. Asta e... Sunt grele? Câți bani am până acum? Nu știu. Editorul e singurul care o să știe câți bani ai. El calculează și la sfârșit îți dau. Ia să vedem aici ce e ăsta. Este ultra easy, dar nu mai știu nici eu ce e ăsta. Chiar nu mai țin minte cu ce e ăsta. Nici să mai mică idee. Asta este ultra easy, după cum zice. Este atât de ușor încât și bebelușii din comentarii și Irinel bebelușul a dat seama de asta. Serios? Da. Ceva de genul i-am dat și lui bebelușul Irinel. Ok, și răspunsul Zăbelei este... Nu este răspunsul? Dai să mă mai uit. A spart un singur bloc de cobblestone și s-au pus două în inventar. Ia să vedem. Credeam că mi s-a părut. Ia, vreau să văd și eu, Uite-te la început, fix la început, uite aici. Păi nu, el spărsese deja unul. Când nu spărsese? El, înainte să înceapă video, el a spart deja unul. Deci nu e asta, nu, ți-aș fi zis dacă la asta era. Dar nu e asta. Dar unde? Nu e adevărat. Ba da, avea unul în inventar, mă scuzi. Da, avea unul în inventar, exact, da. Hai să-ți zic eu, mă, Bella, că ăsta e ultra easy. Tu cred că nu te-ai jucat Minecraft-ul ăsta nou, cred că aia e singura chestie. Deci, dacă ți-aduci aminte la video ăsta, uite, la video ăsta, ți-aduci aminte la video ăsta? Da. Ok, fii atentă. Uite-te cum arată diamantele aici, vezi? Diamantele aici sunt așa cu părți din astea, practic arată similar cu biomul de afară, vezi? Adică ăsta e deep slate și ăsta de aici, de ne-am uitat noi, este, fii atentă, uite-te la diamante, vezi? N-au niciun sens diamantele astea aici, astea sunt diamante de stone. De stone, exact, da. Bella, exact. Ce cap de curcă. Ăsta este ultimul. Hai să vedem. Dacă, de fapt, n-ai. În desert, aici îmi place mie. În desert, la desert, așa. Hai să vedem. Și ce se întâmplă? Oh, mamă, pus water bucket MLG cu dalea gen drop, îi dă direct. Păi cum, adică ce facem noi aici? Ce facem? Păi, teoretic, dacă tu ai fi căzut pe pressure plate acolo, da. Tu ai fi, e TNT pus, sunt da, mă știe, în patru colțuri, bravo, mă știe. Și ar fi trebuit să bubui, să te duci. Da, știe mă, bă, n-am ce să zic, știe Bella. Bella, cred că ai strâns destul de mulți bani, sincer. Cred că poți să te miști acum. Că văd că tot stai și te uiți la televizorul ăsta, la monitor de aici. Sper că ți-a plăcut. O să-ți fac un transfer bancar. Sau dacă vrei să aduc banii direct în dulciuri. Cred că prefer să-ți dau ție și să-ți cumperi tu ce vrei, sincer. Da, aș prefera să-mi dai mie pentru că am văzut-o. Vreau să-mi zici de pe o scară de la 1 la 10 cât de greu ți s-a părut. Pentru că înainte să începem episodul mi-ai zis, te rog să nu fie greu. Pe o scară de la 1 la 10, cât de greu mi s-a părut? 8. 8? Ok, bun. Hai să-l luăm pe mârții și să plecăm direct. Și jap, îi dăm așa. Dar mi-a plăcut.
Da, mă bucur că ți-a plăcut. Sper că le-a plăcut și abonaților și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!